A devenit o tradiție ca în preașma sărbătorii Duminica tuturor Sfinților, credincioșii din Tăuții de Sus, județul Maramureș, localitate ce aparține de orașul Baia Sprie, să primească binecuvântarea arhierească. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Nouă din localitate. La slujba au participat și autoritățile locale, iar răspunsurile la strană au fost oferite de membrii ai grupului psaltic Teologos și de corul parohiei. În continuare, Preasfințitul Părinte Iustin a binecuvântat lumânărarul ridicat în curtea bisericii. Biserica a început în 1990 sub păstorirea părintelui Vasile Augustin, care a păstorit aici 30 de ani. În 2014 a venit aici părintele Mihali Adrian. S-a construit un lumânărar și l-am binecuvântat astăzi, l-am sfințit. Ne bucurăm că pe lângă proiectul Nicio comunitate parohială fără capelă mortoară, aplicat în eparhia noastră, preoții zidesc tot mai des și lumânărare pentru ca viața liturgică a bisericii să se desfășoare în condiții normale. Preoții le spun, sau e bine să le spună credincioșilor, că atunci când vin la biserică, pe lângă rugăciunile care le rostesc ei în particular, e bine să aprindă și câteva lumânări, ca odată cu rugăciunea pe care o rostesc, să se înalțe la Dumnezeu și ofranda lor. Comunitatea are un număr de 560 de familii și aproximativ 1800 de credincioși, este comunitate vie, cu o natalitate deosebită. Zi de mare bucurie este astăzi la parohia Tăuții de Sus, bucurie pentru bunii credincioși pe care îi păstoresc de 10 ani, pentru faptul că sărbătorim astăzi anticipat hramul bisericii noastre, care este Duminica tuturor Sfinților. Cu această ocazie ne-am bucurat de arhierească binecuvântare și prezență a preasfințitului Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a binecuvântat și noul lumână ne nădăjduim să fie un loc de reculegere și de rugăciune pentru toți credincioșii, atât pentru cei vii, cât și în amintirea și pomenirea celor adormiți ai noștri. Preasfințitul Părinte Iustin i-a oferit avocatului Călim Viorel Herța Ordinul Crucea Iustinian Arhiepiscopul. Totodată, binefăcătorii lăcașului de cult au primit diploma anului omagial.